A toți din familia noastră ne-a plăcut iaurtul, fără nicio excepție. E un aliment foarte hrănitor. Și ce dacă e hrănitor? Nu o să fiu tocmai eu omul care să susțin că iaurtul nu este un aliment hrănitor. Dar asta nu înseamnă că este singura explicație. Mai sunt și alte alimente hrănitoare. Fasolea, de pildă, e un aliment foarte hrănitor și uite, nu se dă nimeni am vând după ea. Depinde cum o prepari. Ah, draga mea, iar fi cu obiceiul tău prost de a judeca lucrurile după aparență. Nu spun un lucru nou când spun că aparențele înșală, dar și fasolea poate fi distinsă dacă e bine gătită. Dacă e bine gătită. Dar cine mai știa să gătească? Mai sunt și femei care știu să gătească. Tu întotdeauna te-ai grăbit ca să generalizezi. Eu nu susțin aberație că toate femeile știu să gătească. Dar nici nu stau pe poziția ta de suietă. Mai sunt femei care știu să gătească. Și care sunt ale? Arată-mi-le și mie că le mănânc. Mai sunt, dragă, mai sunt. Nu toate femeile sunt curve. Cine dragă avea iaurtul cel mai bun? Cum dracu îi spunea că am numele lui pe limbă și îmi scapă. Așa ești tu, uituc. Și când e ziua mea onomastică, uiți. Trebuie să-ți atrag eu atenția. Nici o bucurie nu ești în stare să o faci în mod spontan. Din toată inima. Pentru toate trebuie să te trag omul de mânecă. De câte ori nu m-ai lăsat tu singură de ziua mea cu lumânările aprinse? Deși tu susții că n-am memorie, eu totuși îmi amintesc că Tonel avea iaurtul cel mai bun. Stai ani de zile cu un om și zici că îl cunoști și că încolo, ăla numești tu iaurt? Ăla era iaurt? Mie îmi plăcea. Îți plăcea că ești proastă. Al motiv nu văd. Sigur, e normal ca tu, ca bărbat, să te pricepi mai bine la iaurt. Nu asta mă preocupă. Vreau să-mi amintesc de urgeria grozavă la care mâncam când eram student. Fata mamă. Și iaurtul pe care îl făcea Tonel era reușit. Vezi? A? Totuși am mâncat și iaurt mai bun. Care-i mâna? Oh, mâncar mama. Hai. Unde-i tata? Hai, du-te. Oh, doamne, doamne. Asta. Ei, ori făcea omul ăla. Avea seriozitate. Un lucru pe care întâlnește azi foarte rar, mai ales la oamenii tineri.
Eu mănânc iaurtul fără zahăr. Auzi? Auzi ce spune? Hai, vezi, hai, dacă n-ai ținut-o din scurt? Vezi dacă nu i-ai făcut educație și ai lăsat-o să se înhăiteze cu fel de fel de indivizi? E află fata tati că iaurtul se mănâncă cu zahăr. Da. Nu știu de unde ai luat-o apucăturile astea. În casa noastră, iaurtul s-a mâncat întotdeauna cu zahăr. Ne-am fost oameni cinstiți, care n-am jinduit niciodată la bunul altuia. Chiar că n-am avut bani suficienți, nu ne-am ilogit în fața nimănui. Fiecare persoană își are gusturile ei. Nu se pot stabili criterii precise. Mie, de pildă, nu-mi place Brecht. Foarte bine. Treaba lui, să mănânce iaurtul cum vrea. Ce avem noi cu alții? E vorba de noi, e vorba de tine. De ce taci, mămicu? Vreau să știu dacă ai fost sinceră cu mine. Eu știu că iaurtul nu se mănâncă proaspăt. Trebuie lăsat câteva zile să se închece. Proaspăt sau neproaspăt, asta e altă problemă, dragă. Ba, aici mama are dreptate. Unde are dreptate, nu are mămigirea. Să trăiești, fata mamei. Mai ții minte, mămică, castroanele alea mici în care vindeau olteni iaurt? Alea de lut? Alea. Cum să nu, mamă? Veneau oltenii cu coblița și ți-aduceau iaurtul acasă. Erau numai castroane mici, erau și castroane mari. Totdeauna a derutat inexactitatea. Ci că castronașe mari. Eu când am fost bolnavă de pleurezie, mâncam în castroane mari cât o farfurie. Și-l mâncam cu pâine. Da. Eu nu mă schimb de la o zi la alta cum fac alții. Foarte bine. Da, alte aberații. În casa asta nu mai aberații. V-ați abrutizat cu toții. Nu vă mergeți la un concert. Nu vă mergeți la un spectacol. Nu citiți o carte. Eu mâncam iaurt cu pâine și când eram mică, dar dumneata nu știai. Acum sunt căsătorită și tot iaurt cu pâine mănânc. Așa, frumos, foarte frumos. Voi mâncați acasă iaurtul cu pâine și mie îmi spuneți că mâncați gol. Ce? Ce te uiți? Câtă fățărnicie în casa asta. În casa asta nu e decât fățărnicie. Da. Dacă tu ești rece și indiferentă, nu-mi cere și mie să fiu la fel. Iaurtul se mănâncă gol. Întreabă pe oricine. Dacă pe mine mă socoți un cretin. Nu te socoți nimeni cretin. Tu exagerezi întotdeauna. Când te autoflagelezi, când te lauzi până nu mai poți. Ascultă, dragă, când am fost la doamna Herescu, nu ne-a dat să mâncăm iaurt cu mămăliguță. Și familia Herescu e o familie care impune oricui respect, nu? Ar mânca Herescu iaurtul cu mămăliguță, dar eu am mâncat iaurtul întotdeauna gol, fără pâine, doar cu puțin zahăr. Ce slavă, Doamne, uite, sunt sănătos. Eu mănânc iaurtul fără zahăr. Destul am mâncat iaurt cu zahăr în casa asta în care m-am simțit ca într-o închisoare. Nici soțul meu nu folosește zahărul. Dacă el nu-l folosește, înseamnă că așa trebuie și gata. Cu zahăr? Cu pâine! Învață pe mine om cu părul alb cum să mănâncă iaurtul. Oprește-te, dragă, cu bătaia în fața mine. Are fata părerile ei, e măritată doar. O să mănânc iaurtul cum vreau. Sunt femeie măritată și nu permit. Cu zahăr! Cu pâine! Cu zahăr. Orcios. Poamă o să iasă și din fata asta mea, o să-și înșele bărbatul, o să divorțez eu și o să iau un bețif asta-i. Asta știu eu. Toți din casa asta îmi vreți rău. Iaurtul se mănâncă cu zahăr. Învățați voi pe mine cum se mănâncă iaurtul. Cu zahăr! Doamne. Nu trebuia să-l contrazici. Știi cât ține el la iaurt. Ei, și dumneata. Zău, mămico, de ce vorbești așa? N-am negat iaurtul ca aliment. Tu unde ai mai scos-o și pe asta? Dacă eu nu mănânc iaurt cu pâine, înseamnă că toată lumea trebuie să facă la fel? Adică să ajungem la concluzia preconcepută că toți oamenii sunt după același tipic? E, uite că nu sunt după același tipic. Și soțul meu a călătorit foarte mult în străinătate. Mamă, dragă, e tatăl tău.
E un om în vârstă. E normal să aibă păreri mai demodate. Se poate. Și ce dacă e tatăl meu? Trebuie să-mi spună prostii? Știi că te iubește. Da. Se omoară din dragoste pentru mine, ce să-ți spun? Te-ai schimbat după Maritiș. Cred și eu, dragă. Nu mai sunt fecioară. Mă duc, a venit iaurtul. Cu zahăr. Acum iaurtul se vinde în borcane. Era mai bun în castronașe. Avea un gust mai plăcut. La ce te uiți tu? Hai să-l anunțăm și pe tăticu. Du-te tu și cheamă-l. Spune că a venit iaurtul, o să se bucure. Hai, e un om de treabă. Are el gură rea, dar e de treabă. M-a schimbat numai să mă jignit. Și pe mine m-a jignit. M-a jignit. Și nu numai în legătură cu iaurtul. Hai, cireșica. În ultima vreme, nici în căsnicia ta nu m-am amestecat. Deși ai făcut totul fără să mă întreb, de parcă aș fi fost moartă. Acum însă te rog, du-te și anunță că a venit iaurtul. Nu vreau. Tata, iartă-mă, a venit iaurtul. Fata mamă. Sucuțul meu. Hai, băbiți în casă, băbiți. Mai dragă mie,